pentru că foarte multă lume s-a întrebat de ce Marea Britanie nu a aplicat sancțiuni și pe alți oligarhi sau oameni de afaceri, politicieni din Republica Moldova, bănuiți sau acuzați inclusiv de infracțiuni cu caracter internațional care au fost comise, spre exemplu Veaceslav Platon, oameni care sunt fugari de Republica Moldova, dar se ascund în Marea Britanie. De ce nu se regăsesc și ei printre cei sancționați? Well, I would answer. Eu aș răspunde la această întrebare prin a spune că sunt un număr foarte mare de oameni în lume care s-au pusat în aceste sancțiuni și noi nu putem pe toți sancționa pe toți în același moment. Noi am găsit evidențe rezonabile sau bănui rezonabile de a crede că Plahotniuc și Shor au beneficiat și s-au implicat în scheme mari de corupție. De ce am selectat de această dată să sancționăm aceste două persoane, dar acest lucru nu înseamnă că în viitor nu vom analiza și alte dosare de rezonanță. Noi vom continua să sancționăm persoanele implicate în corupție, nu doar în Republica Moldova, dar și în întreaga lume. În ceea ce privește întrebarea noastră dacă vor fi și alții, trebuie să așteptăm și să vedem. Apropo de cei care se adăpostesc, se află acum în Marea Britanie, fugind din Republica Moldova, Marea Britanie a creat un precedent frumos salutat în Republica Moldova atunci când au fost confiscați banii lui Luca Filat, bani pe care nu i-a putut justifica. Întrebarea mea este dacă astfel de investigații financiare se facă în Marea Britanie și în raport cu alți cetățeni moldoveni care au fugit de justiție din Republica Moldova, se află în Marea Britanie, cheltuie bani, trăiesc unii dintre ei destul de luxos, noi nu știm din ce surse financiare, dacă verificați. Let's begin by talking about the. Haideți să începem prin a vorbi despre cazul lui Luca Filat. Deci, în primul rând, acesta a fost un lucru judicial, după care un lucru financiar, chiar înainte ca noi, cei din guvern, să știm despre acest lucru. Acest lucru a fost posibil deoarece persoana dat cheltuia banii Regatului Unit în așa fel încât a ridicat foarte multe suspiciuni în țara noastră. Deci mecanismele pe care noi le avem în regatul nostru au fost puse în acțiune, deci autoritățile noastre au mers în curtea de judecată, în curte, pentru a vedea dacă acești bani au fost achiziționați în mod corect și acești bani, formă justiției britanice, a fost luați de la acest cetățean, iar după aia, political decision to return it to. Prin o decizie politică din Regatul Unit, noi am hotărât să întoarcem acești bani care au fost luați de la Luca Filat către guvernul sau bugetul Republicii Moldova. To do that. Those laws are still there. Anybody that is spending money in a way in the United Kingdom which raises suspicions about the origin. Luca Filat nu a fost primul cetățean care a fost sancționat sau luați banii care au fost cheltuiți ilegal. By far not the first. He was the first from Moldova. Yes. Însă a fost primul cetățean moldovean care s-a produs acest lucru. Există foarte multe cazuri de asemenea rezonanță la noi în țară. Dacă se arată că acești bani au fost luați ilegal, autoritățile britanice confiscează acești bani și mai departe hotărăște ce să facă cu ei. Deci, indiferent de dacă este cetățean britanic sau este cetățean străin, legea se aplică la fel la Marea Britanie. Deci, noi putem să vedem în următoarea perioadă alte cazuri în care se va confisca bani, inclusiv de la cetățenii moldoveni, dar nu neapărat. Deci, nu pot să comentez pe cazuri concrete, însă noi analizăm cu multă atenție cum se cheltuie banii în regat. Înțeleg că nu puteți să ne dați cazurile concrete, dar faptul că, deocamdată, față de altcineva, nu s-a aplicat această formă de confiscare a banilor, înseamnă că nu aveți, sau n-a fost începută această procedură, înseamnă că nu aveți suspiciuni legate de sursele pe care le cheltuie în Marea Britanie aceste persoane? It doesn't mean that there aren't. Acest lucru nu înseamnă că nu sunt investigări la moment.
Eu nu pot să confirm nici să infirm că există anumite investigări la momentul dat. Eu sunt membru al guvernului, reprezint guvernul Regatului Unit, deci nu pot să vorbesc în numele autorităților de forță din Marea Britanie. Dar nu sunt la curent cu informații despre acest zeu. Mai mult dintre cei care au fugit din Republica Moldova și s-au refugiat, să spun așa, în Marea Britanie, au încercat să depună cereri de azil politic. Dacă puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu aceste cereri, dacă știți ce se întâmplă cu aceste cereri. It's a long-standing policy and it's not... Uitați-vă, deci este o... Nu va fi un răspuns care vă așteptați, dar conform unei tradiții de lungă durată în cadrul Regatului Unit, noi nu putem confirma sau infirma existența unei solicitări de azil a unei persoane în cauză. Acest lucru este un proces de lungă durată în Regatul Unit. Și atât timp cât nu există o decizie finală în privința de a oferi sau nu oferi azil unei persoane, eu nu pot confirma, dar nici infirma, prezența unei cereri de azil în Regatul Unit. O soluție când am putea să aflăm dacă există astfel de cereri și soluția pe care a luat-o autoritățile britanice, cam în cât timp ar trebui să fie? De regulă, cât durează asta? That's a perfectly fair question. Este o întrebare foarte bună. De obicei, cererile noastre de azil sunt analizate în câteva luni, dar trebuie să recunoaștem că nu tot timpul are loc acest lucru. Uneori sunt ani de așteptare, sunt probleme și în sistemul nostru, dar cu siguranță aceste cereri vor fi analizate, dacă ele există, și deciziile vor fi pronunțate.